2019, doamnelor, domnilor, în disperare de bani cu un deficit care amenință să explodeze și să arunce în aer relația României cu Uniunea Europeană, guvernul trece la măsuri, doar să mai adauge ceva la buget. Populația, firmele și toți cei care își plătesc datoriile fiscale scapă de penalități dacă achită rapid. În schimb, de anul viitor, guvernul vrea să mărească sancțiunile pentru cei care nu plătesc taxele la timp cu 50%. Cine va deconta politic aceste probleme, precum și scandalul recalculării pensiilor, le discutăm în această seară cu unul dintre liderii marcanți ai PSD, Vasile Dâncu, care va fi prezent live aici în platoul Digi24. Am aflat pe de altă parte care este legătura românească din cazul Durov. Știți, excentricul lider al aplicației Telegram. Cauza românească este legată de faptul că garda lui de corp era un cetățean român, un bodyguard de altfel. Era cu Pavel Durov când a fost arestat și a fost chestionat și el, dar lăsat să plece. În fine, Ucraina cere României să-i livreze rapid patriotul promis, pentru că Putin rămâne extrem de periculos. Un atac asupra Harkovului tocmai s-a încheiat cu numeroase victime. Un bloc de 12 etaje lovit cu rachete s-a prăbușit. Rușii amenință și România și spun că ne așteaptă probleme la scară planetară. Și tocmai de aceea v-am întrebat și pe dumneavoastră. Ce credeți că ne pregătește Putin? Vă mulțumim pentru răspunsurile trimise pe WhatsApp la 0774242424. Le vom vedea împreună ca de fiecare dată aici live. Sunt Alexandru Rotaru, iar dumneavoastră sunteți ca de fiecare dată live. Începem acum cu o informație de ultimă oră. Frații tăi rămân fără o mare parte din averea lor de milioane de euro. Procurorii au decis să extindă sechestrul de la cele 16 mașini la conturile din firme și la terenuri din Ilfov și Brașov. Este vorba despre proprietăți de peste 2 milioane de euro, despre care procurorii spun că au fost obținuți de britanici din exploatarea sexuală a unor fete, inclusiv minore. Colega noastră, Alexandra Dinu, are mai multe detalii. Alexandra, te ascultăm. Bun găsit, da, valoarea sechestrului pus de procurori pe averea fraților Tate este acum uriașă. Procurorii s-au îndreptat și către firmele unde aceștia sunt administratori. Este vorba despre 5 companii care au în acest moment conturile blocate. A fost pus sechestru și pe 11 terenuri din Ilfov și Brașov. Pe 5 dintre acestea, menționează procurorii, sunt construite și diferite construcții, iar valoarea lor se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro. Mai vorbim și de 4 mașini care au fost puse sub sechestru. Sunt alte 4 mașini pe lângă cele 16 pe care procurorii le-au ridicat săptămâna trecută de la vila din Voluntarea Fraților Tate. Și vă reamintesc, este al doilea dosar în care cei doi frați milionari sunt anchetați de DICO după cel din 2022. În cel de-al doilea dosar, aceștia sunt anchetați pentru fapte similare. Vorbim de trafic de persoane, spălare de bani la care s-a adăugat și act sexual cu un minor, dar și exploatarea unor minore. Procurorii spun că ar fi obținut în ultimii ani numai puțin de 5 milioane de euro după ce ar fi convins 34 de tinere să facă video chat pentru cei doi frați milionari. Andrew Tate este în acest moment în arest la domiciliu, iar fratele lui mai mic, Tristan Tate, este anchetat sub control judiciar. Alexandra, îți mulțumim tare mult pentru informațiile aduse. Continuăm acum cu știri interne. O familie cu un copil în cărucior a fost la un pas să fie spulberată de o mașină scăpată de sub control. Imaginele surprinse de camerele de supraveghere cu momentul care se putea transforma într-o adevărată tragedie au făcut în conjurul țării. Pe rețelele sociale, bărbatul din Galați care și-a salvat băiețelul de 8 luni în ultima clipă este considerat acum tatăl anului, datorită instinctului și a vitezei de reacție. Trebuie să vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Florin și soția lui, împreună cu Vlad, băiețelul lor de numai 8 luni, se plimbau ca de obicei în cartierul în care locuiesc. La un moment dat au auzit o bubuitură puternică. Un șofer a făcut o manevră greșită în trafic și a ajuns cu mașina pe trotuar. Autoturismul condus de tânărul de 24 de ani s-a rostogolit de două ori, a lovit un stâlp de electricitate, după care s-a oprit chiar în acest loc, la doar câțiva centimetri de familia care își plimba copilul în cărucior. Deși vorbea la telefon în acel moment, Florin a simțit pericolul și într-o fracțiune de secundă a tras căruciorul bebelușului de pe traiectoria mașinii. Vine spre noi,
o grămadă de fier, necontrolat. A lovit stâlpul și apoi și-a schimbat direcția. Am tras căruțul ca orice părinte. L-am ridicat că nu știam exact botul mașinii, cum venea, unde venea, da. Orice părinte făcea la fel. Mirela, mama copilului, a făcut atac de panică și spune că de acum înainte va ocoli zona. M-am speriat foarte tare. M-am speriat foarte mult pentru copil, că aveam impresia că vine peste el mașina, efectiv. Și angajații magazinului în fața căruia a avut loc accidentul au trăit clipe de groază și îl consideră pe tatăl micuțului un erou. Părinte, deci o fracțiune de secundă, vă spun, a pus ceva care... Nu știu dacă cineva ar fi... Cred că instinctul, cred că... Și-a luat căruciorul în brațe și l-a băgat exact în colțul nostru magazinului. Am venit exact după ce a venit ambulanța, după ce a venit... De fracțiune de secundă, putea să moară, poate să fie fatal. Deci nu mai avem siguranță nici pe trotuare. Șoferul vinovat de producerea accidentului a primit o amendă de 650 de lei pentru neasigurare la schimbarea direcției de deplasare. Curtea de conturi îl contrazice oficial pe Tony Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente, care spune că a sesizat instituția imediat ce și-a dat seama că ceva este în neregulă cu privire la salariul său. Jurnaliștii de la Snoop au dezvăluit că Greblă și-ar fi mărit ilegal veniturile printr-un ordin semnat chiar cu mâna lui. Întrebat de jurnaliști, președintele AEP a motivat că nu știa că încasează mai mult și chiar a cerut curții de conturi să facă verificări. Într-un răspuns pentru Snoop.ro, Curtea de Conturi neagă că Greblă ar fi luat inițiativa. Detalii ne aduce chiar acum colega noastră Elena Crângaș. Bun găsit! La nivelul instituției noastre nu a existat o astfel de sesizare, au transmis cei de la Curtea de Conturi, asta pentru că instituția ia decizii în mod autonom. A existat într-adevăr un audit la Autoritatea Electorală Permanentă, dar din oficiu, nu la sesizarea președintelui Autorității Electorale Permanente, așa cum a declarat Tony Greblă. Jurnaliștii de la snu.ro au dezvăluit că Tony Greblă a încasat 24.000 de euro în plus de când a ajuns în fruntea Autorității Electorale Permanente și până în prezent, iar Curtea de Conturi a descoperit acest lucru. Tony Greblă a fost întrebat despre această situație, a răspuns că într-adevăr a semnat un ordin prin care își majora propriul salariu, dar era vorba de mai multe ordine și oricum semnează astfel de ordine, sute de astfel de ordine pe zi, erau mai multe semnături, printre care și cea a fostului secretar general al Autorității Electorale Permanente, nu știa ce salariu încasează și nu și-a dat seama că e vorba despre o eroare, a fost o interpretare greșită a legii, iar în momentul în care i-a fost adusă la cunoștință această eroare, a sesizat Curtea de Conturi, spune că oricum de câteva luni de zile plătește această diferență și mai sunt doar câteva luni până întreaga situație se va încheia, dar, repet, Tony Greblă a subliniat că a sesizat Curtea de Conturi pentru a veni să verifice situația, iar astăzi cei de la Curtea de Conturi, într-un răspuns pentru snu.ro, îl contrazic pe Tony Greblă. Informația momentului acum, unul dintre cei mai apropiați oameni de șeful rețelei Telegram este român. Bodyguardul lui Pavel Durov i-a fost alături în momentul arestării pe un aeroport din nord-estul Parisului, dezvăluie postul de televiziune TF1. Între timp, presa franceză fremătă după ce mai multe publicații au spus că Durov venise în Franța special să se vadă cu Macron. Președintele francez a negat însă că urma să se vadă la Paris cu șeful de la Telegram. Când a coborât din avionul privat, Pavel Durov era alături de cel care îl păzea 24 de ore din 24, un român angajat ca bodyguard. Românul este un angajat de încredere a lui Pavel Durov. Mergea cu el peste tot și îl proteja împotriva dușmanilor de care șeful Telegram chiar nu ducea lipsă. Numai că bodyguardul nu a mai avut ce să facă pe aeroportul din Paris și șeful lui a fost arestat. Românul a fost audiat și el, însă ulterior a fost lăsat liber, fără să fie formulată vreo acuzație împotriva lui. Presa de scandal din Franța a susținut că Pavel Durov venea la Paris să se vadă chiar cu Emmanuel Macron. Președintele francez a negat. Et donc en ce qui me concerne, je n'étais absolument pas au courant de la venue de monsieur Durov en France. Il est faux que j'avais procédé à quelque invitation que ce soit. C'est totalement faux.
Jurnaliștii francezi au vorbit în ultimele zile și despre modul în care Durov a obținut în 2021 cetățenia franceză, fiind considerat un străin emerit, adică cel care contribuie la creșterea influenței Franței în lume. Înainte de acest moment, Emmanuel Macron s-ar fi întâlnit de câteva ori cu Durov pe parcursul a 3 ani, au scris jurnaliștii. Et je l'ai fait pour monsieur Durov qui d'ailleurs a pris la peine d'apprendre le français. Comme je l'ai fait pour monsieur Spiegel, entrepreneur américain, comme je l'ai fait pour des acteurs, des sportifs et je pense que c'est bon pour notre pays. Pe numele lui Durov fusese emis un mandat de arestare în martie. Sosirea lui i-a surprins pe anchetatori pentru că șeful Telegram știa că există un mandat de arestare pe numele lui. La scurt timp după ce a fost reținut în Franța, mai multe personalități influente din Rusia au comentat situația lui Durov. Лично моё мнение, я считаю, что именно целью его задержания и было оказание давления на него с целью раскрытия какой-то информации в платформе Telegram. Водили Искандеры по Телеграмму, артиллерия наша наводится по Телеграмму, авиация наша наводится по Телеграмму. Șeful Telegram este cercetat în Franța pentru numai puțin de 12 infracțiuni, printre care pornografie infantilă, trafic de droguri sau spălare de bani. Informație nouă acum la Digi24. România răspunde prompt unei cereri venite din partea Ucrainei de a trimite cât mai curând țării vecine un sistem Patriot. Ministerul Apărării anunță că a pus deja în dezbatere proiectul de lege privind cedarea sistemului antiaerian. Anunțul României vine în timp ce Kievul este lovit constant de rachete rusești, iar ucrainenii le-au reproșat partenerilor că nu fac suficient pentru a-i proteja. Și se referă, de exemplu, la sistemele Patriot pe care nu le-au primit, deși li se promisese acest lucru. Plătim pentru aceste întârzieri cu pierderi de vieți, spune chiar ministrul de externe de la Kiev. Și vă reamintesc că România, Olanda și Statele Unite s-au angajat acum 2 luni să livreze câte un sistem Patriot, dar până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Handicap between the announcement of military assistance and the actual delivery. These things, after 2.5 years of the war, should work as Swiss watch. Some Patriot systems were announced and not delivered yet, and we are, as you are entering a school year, we have to protect our cities, we have to protect our children. So I will urge all partners who have made their pledges to finally deliver these systems. The success of Russia depends on one thing, on the preparedness of partners to make bold decisions. Caută măsuri urgente care să reducă gaura de la bugetul de stat, așa că își îndreaptă atenția către datornici. Vrea sancțiuni mai mari cu 50% pentru cei care întârzie să își plătească taxele, potrivit ordonanței pe care o pregătește Ministerul de Finanțe. În schimb, cei care își achită dările ar putea fi recompensați. Cum ar urma să facă acest lucru și ce alte măsuri fiscale sunt luate în discuție, știe colega noastră Andreea Gheorghe. Executivul trebuie să facă cumva să aducă bani la buget ca să mai reducă deficitul, așa cum până la urmă și-a asumat în fața Comisiei Europene. Așa că pe lângă măsurile timide ce-i drept de reducerea cheltuielilor din instituții, se uită și la o mai bună colectare a banilor din taxe și impozite. Cea mai nouă măsură discutată este aceea că fiscul va putea reține cu până la 50% mai mulți bani pentru neplata taxelor. S-ar aplica de la 1 ianuarie anul viitor și practic crește nivelul penalităților pentru cei care întârzie cu aceste plăți, de la 0,01% la 0,015% pentru fiecare zi de întârziere. În schimb, sunt oferite facilități pentru bun platnici. Firmele vor primi bonificații în valoare de 3% din impozitul pe profit datorat, pe care să le folosească pentru următorii 3 ani, adică din 2025 și până în 2028, pentru plata datoriilor la stat. Practic, le va scădea 3% din datorie. Executivul ia însă
luată în calcul și alte măsuri, beneficii, inclusiv pentru datornici, ca să-i determine cumva să își plătească taxele. Dacă își achită restanțele până la data de 25 noiembrie a acestui an, persoanele juridice vor beneficia de amnistie de 100% pentru penalități, dobânzi și așa mai departe, iar persoanelor fizice, pe lângă această amnistie totală, li se vor anula 30% din datorii. Toate aceste măsuri au fost discutate ieri în ședința de coaliție și ar urma să fie adoptate săptămâna viitoare. Ne reamintim în același timp că executivul trebuie să le explice și oficialilor europeni până la data de 15 octombrie cum va reduce cheltuielile statului astfel încât deficitul să nu depășească 7% în acest an. Pensionarii și sindicatele se pregătesc de proteste. Ei contestă noua lege a pensiilor prin care peste 700.000 de seniori s-au trezit cu o pensie mai mică după recalculare. Și cu o pensie în plată care nu va fi majorată ani de zile. Cel mai mult vor suferi însă persoanele cu dizabilități și cei care lucrează în condiții de muncă speciale, care urmează să iasă la pensie din luna septembrie. Ei vor avea în plată doar pensia mai mică recalculată. La casele de pensii a crescut numărul celor care vor să se pensioneze pe legea veche acum. Domnul Nelu Mocanu are 45 de ani și este nevăzător. A ieșit anticipat la pensie și s-a calculat pensia după legea veche. Este dezamăgit după recalculare. În plată am 1853, după recalculare am 805 lei, iar pentru viitor, deși se promite majorarea celei mici până la momentul în care o va ajunge pe cea mare și asta înseamnă minim 9-10 ani, nu am nicio garanție că se va ține de cuvânt guvernul. Asociațiile persoanelor cu dizabilități se pregătesc de două proteste în luna septembrie. Înainte de a ieși în stradă, au vorbit cu Marcel Ciolacu. Astăzi, cu revendicările pe care le-am avut, nu am rezolvat absolut nimic. În aceeași situație se află și persoanele care au lucrat în condiții speciale de muncă. Minerii, spre exemplu, puteau să iasă la pensie din subteran cu un stagiu complet de cotizare după 20 de ani. Uitați că trebuia să ies în 2020 la pensie, trebuia să ies cu 52 și am ieșit cu 32 de milioane. Deci m-a furat 2000 de lei în 2020. Și acum, pe legile acestea care s-a dat, 197-74, mi-a dat cu frânturi și acum, pe ultima lege, mi-a luat 600 de lei. Mii de oameni și-au pierdut viețile. Mii de oameni au probleme de sănătate sau sunt cu handicap în urma muncii grele pe care a desfășurat în aceste condiții de muncă. Sindicaliștii susțin că mulți dintre angajați s-au grăbit să depună actele de pensionare pentru a beneficia de calculul vechii legi. Cei care au ieșit în august vor avea pensii cu 3-4 mii mai mari decât cei care vor ieși la pensie, care au contribuit la fel, dar este la pensie începând din septembrie. Aproximativ în jur de 30%, da, numărul de dosare de înscrieri noi mai mare față de luna, pe legea 263. Cei care pierd la pensie au anunțat proteste. Practic, într-o singură lună, guvernanții vor avea parte de 3 meetinguri. Proiectul metroului din Cluj bate pasul pe loc. Finanțarea pentru metroul din Cluj este în pericol, iar unul dintre motive este întârzierea procedurii de licitație. Sute de milioane de euro, bani europeni, ar putea fi chiar pierduți. De altfel, și premierul Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu au confirmat că sunt probleme la finanțare. Proiectul urma să beneficieze de 300 de milioane de euro din PNRR. Premierul Marcel Ciolacu spune că sunt probleme cu finanțarea, dar primarul Emil Boc dă asigurări că fondurile vor fi accesate conform planului. Lucrările de la metrou continuă și au finanțare asigurată. Discuțiile tehnice care au loc între guvern și Comisia Europeană sunt proceduri instituționale care se desfășoară între guvernele țărilor membre și Uniunea Europeană. Când vor apărea date, dacă vor apărea date care trebuie să fie comunicate public, vă vom informa ca atare. Locuitorii orașului Cluj se declară sceptici la promisiunile edilului și spun că metroul va rămâne doar la stadiul de proiect. Om trei și om vedea, deși toți suntem sceptici. Ultima mișcare a fost după alegeri, în prima săptămână. De atunci, de la sfârșitul iunie, începutul iulie, nu s-a mai văzut nimic. Nicio mișcare. De când s-a inaugurat, nu a mai fost nimica. 100% nu o să facem metrou. De ce credeți asta? Nu mai sunt bani. Nu prea înțeleg de ce nu se lucrează de câteva luni de zile. Am scris contract doar apa băieții și după aceea s-au pus la culcare. Apar ce se întâmplă, sincer. Proiectul include o linie de aproximativ 21 de kilometri, 19 stații subterane, un depou subteran, iar valoarea proiectului este de peste 2 miliarde de euro.
Aici ar trebui să fie prima stație de metrou în comuna Florești, unde în urmă cu câteva luni au fost prezenți premierul Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, dar și primarul Emil Boc, care au dat prima lopată a metroului, prima și ultima, putem spune, având în vedere cum arată situația din teren. Șefii de șantier dau și ei asigurări că proiectul va continua. Nu văd imposibil ca să nu rezolve problema 7 ani de zile pe decursul execuției șantierului. Adică, oricum speculația asta. Nu e ceva concret. În următoarea perioadă trebuie să ajungă TBM-urile aici, adică cârtițile, undeva pe la mijlocul lui septembrie, sfârșitul lui septembrie și urmează decursul normal al lucrărilor. Metroul din Cluj ar trebui să fie gata în principiu în anul 2031. Cu mai puțin de 3 luni înainte de alegerile prezidențiale, candidații spun lucruri cel puțin trăsnite în tentativa de a se apropia de votanți. Iată doar câteva exemple. Îmi place foarte mult să fiu în apă. Apa este ca o răcorire. Nu doar că este rece, dar când poți să o domini, să fii deasupra ei, te răcorești. Dacă ați putea învăța instantaneu orice abilitate, ce ați alege? Să fac cobrici de Buzău. În afară de celebrii cobrici de Buzău, îmi plac cobricii cu mac. Asta am și mâncat cu orbuța. Astăzi, da, cu costurile aferente. Când ajunge acasă în seara asta, o să mănânc un avocat. Mâncați mult când sunteți stresat? Uitați-vă la mine cum arăt. Nu pot să spun că mănânc puțin. Când îmi place ceva, chiar mănânc. Ce-mi place, dacă vă spun, poate nu vă vine să credeți. Îmi place mâncarea de fasole verde teci, foarte mult. Îmi place ciorba de roșii, să rănească, știți cum e. Mâncați de plăcere, de poftă, de bucurie, nu de stres. Da, nu am nicio problemă cu stresul, n-am fost niciodată stresat. Dacă ar trebui să alegeți un supererou pentru a reprezenta România, pe cine ați alege? Superman e ocupat. De câte știu, Batman e prea negru. Nu știu, ceva mai din poveștile noastre. Grăuceac, nu? Era cu împăratul roșu, care s-a dus să recupereze soarele și furi. Ce animal vă reprezintă cel mai bine în politică? Mi-ar plăcea foarte mult să fiu asociat cu un animal care trăiește aici la noi în România. De ce nu ursul? Mi-ar plăcea să mi se spună scorpion, pentru că sunt cel care a comandat batalionul Scorpionii Roșii. Așadar, pare că avem o campanie în plină desfășurare, chiar dacă suntem abia în precampanie, despre care vorbim cu domnul Bogdan Teodorescu, specialist în comunicare, profesor universitar, care mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara! Bună seara! Domnule Teodorescu, am văzut candidații pentru funcția de președinte al țării încearcă să pară din ce în ce mai umani. Vom avea o campanie presărată cu populism, presărată cu ce? Inevitabil, candidații țintesc această zonă pentru a rupe unul dintre blestemele politice românești, care este aroganța. Unul din lucrurile care îndepărtează cetățeanul de votant este senzația că acela se află pe un turn de filde și în spatele acelor scări pe care dumneavoastră le prezentați alături de imaginea mea, acele scări monumentale, albe, depărtate. Din contră, cetățeanul trebuie să fie în mijlocul, cetățeanul politic trebuie să fie în mijlocul oamenilor pentru a simți aceștia că îi reprezintă. Ați dat două exemple de doi politicieni care, mă rog, încearcă să-și compună o imagine de această natură. Alături de ei mai sunt și alții. Nu uitați că domnul Joan a mâncat merdenele în piața Amzei. Doamna Lasconi se întâlnește cu oamenii, bea cafea și de asemenea transmită mesaje de tipul acesta. Iar domnul Simion este de foarte multă vreme prezent în mijlocul diverselor chermeze populare. L-am avut la un moment dat și pe Piedone cu Mici și cu Parizărul. Deci toate aceste lucruri sunt partea unei campanii electorale, dar nu trebuie să le ridicăm foarte mult miza. Nu este atât de important. Este o bucățică de campanie. Oamenii până la capăt nu votează pentru asta. Oamenii votează pentru cu totul altceva, dar dacă tu poți să-ți pui și o imagine mai blând, temperată în fața cetățeanului, nu strică.
Domnule Teodorescu, în zilele acestea a apărut un nou sondaj de opinie de această dată, unul care vine să răstoarne cumva percepțiile pe care le aveam până în prezent. Vorbim de un sondaj verified făcut la comanda USR, unde candidatul din partea PNL-ului este abia pe locul 3, pe locul 6, pardon. Vorbim așadar de sondajul în care vedem pe ecrane Mircea Joană adună în dreptul său 21% dintre voturi, Marcel Ciolacu 17,2% dintre voturi, Elena Lasconi 15,3%, George Simion 14,1% și abia după aceea, după Diana Șoșoacă, este la 7,3% Nicolae Ciucă. Bun. În primul rând, va trebui să facem câteva nuanțe legătură cu acest sondaj, care în principiu are dimensiune reală. Ce putem considera că este sigur dacă ne uităm la acest sondaj? Primul lucru este că pe primele două locuri se află Ciolacu și Joană, nu neapărat în ordinea pe care o propune acest sondaj, dar oricum se află pe primele două locuri. Deci dacă ar fi alegerile duminică, cei doi finaliști ar fi Ciolacu și Joană. De asemenea, sondajul ne mai spune un lucru foarte important, respectiv doamna Lasconi, candidatul USR, este într-o puternică și semnificativă creștere de formă și poate emite legitim pretenții pentru un loc în turul 2, devenind în acest moment factorul dinamic a ceea ce numim noi dreapta. Deși dreapta USR cu dreapta PNL au lucruri care le despart, doamna Lasconi se află acolo. De asemenea, suma candidaților naționaliști, Simion, respectiv Șoșoacă, se duce spre 25%, ceea ce ar însemna că dacă cumva s-ar uni, pare să că acest lucru nu se întâmplă, dar dacă s-ar uni, aproape sigur ar da un candidat de turul 2 și, la final, scorul slab pe care îl manifestă candidatul PNL, al doilea partid al țării, cel puțin în momentul de față, care se află mult în spatele scorului partidului și destul de mult în spatele contracandidaților săi. De asemenea, trebuie să observăm scorul bun făcut de Cristi Diaconescu, cei 6% pe care îi are un independent destul de recent intrat în cursă, ceea ce ne atrage atenția că trebuie să ne uităm cu precauție la independenți. Avem doamna Birceal, avem domnul Zeta de la Satu Mare, avem l-avem, iată, pe Cristi Diaconescu, s-ar putea să-l avem pe domnul Terheș. Toți acești oameni vor avea o contribuție importantă în alegerile care vin și vor contribui la modelarea scorului final. Deci acest sondaj trebuie văzut în ansamblul său. Dincolo de acest sondaj, domnule Teodorescu, pe cine vedeți dumneavoastră în marea finală? E destul de simplu. Lucrurile arată foarte simplu. Din punctul meu de vedere, lucru pe care l-am exprimat întotdeauna, cred că în primul rând, în marea finală, va intra într-o proporție mare reprezentantul PSD. Datorită faptului că este un partid mare, cu extrem de largă răspândire teritorială, 25 de consilii județene, 1600 de primari și așa mai departe, probabil că domnul Ciolacu este primul ocupant al acelui loc. Iar pentru locul celălalt se bat un număr de candidați, câțiva pe un loc, cum s-ar zice, și totul depinde de evoluția ulterioară. Este foarte clar că domnul Joană se află într-o poziție bună, datorită faptului că a apărut o campanie de multă vreme, datorită faptului că vine cu sigla NATO în spate, datorită faptului că duce o campanie nespecifică, aparent depărtată de partide, dar utilizând toate metodele tehnice, comunicare în teritoriu, întâlniri cu reprezentanții partidelor, întâlniri cu toată lumea posibilă, de la culte, la studenți, de la oameni de afaceri până la agricultori și așa mai departe. Deci duce o campanie de standard american, înțeleg că chiar operată de niște oameni cu expertiză în acea zonă. Deci domnul Joană se află sus. În momentul de față, din punctul meu de vedere, are un singur cartuș de tras, lansarea. Probabil că vom asista la o lansare când va fi săptămâna viitoare, peste două săptămâni, după acel clasic sistem american cu o mulțime de vedete în jur, cu oameni care vor spune că îl susțin pe Joană, ceea ce evident va însemna un supraplus de imagine pentru domnia sa. Problema pe care o are domnul Joană și pe care o începe să o resimtă, totuși dacă ne uităm la scorul acesta, vedem că domnul Joană a pierdut de la începutul anului vreo 10% în scădere, vine de la mobilizarea partidelor. Mobilizarea partidelor spune ce? În momentul de față, ținând seama că turul întâi al alegerilor prezidențiale precede cu o săptămână alegerile parlamentare, vom avea în fața ochilor o realitate.
cei doi care merg în turul 2, cei doi competitori care merg în turul 2 pe 24, vor da un surplus de forță, un efect de aură partidelor care merg, care candidează după o săptămână. Astfel încât toate partidele au interesul să susțină foarte tare candidatul să intre în turul 2, tocmai pentru a obține acest plus. Ori în acest loc pierde domnul Joană, fiindcă domnia sa are două categorii de votanți. Cei neafiliați politic, care sunt ai dânsului, și cei afiliați politic din diversele partide, dar cu care la acest moment partidele vor începe să vorbească. Să încerce să-i atragă și să mută voturile la ei. Vă mulțumesc tare mult, domnule Bogdan Teodorescu, profesor universitar, pentru analize și pentru prezență. Pilotul unui avion F-16 prăbușit în Ucraina ar putea fi victima unei salve trase chiar de către ucraineni, mai exact de una din bateriile antiaeriene. Detalii mai multe vă dau după doar câteva momente de publicitate. Rămâneți aici! Din nou în direct, doamnelor, domnilor, continuăm cu informația momentului la Digi24. Pilotul avionului F-16 prăbușit în Ucraina ar putea fi victima unei salve trase chiar de către ucraineni. Mai exact, de una din bateriile antiaeriene. Este una dintre ipotezele cercetate acum de anchetatorii ucraineni, ajutați și de americani. Incidentul extrem de grav, soldat cu moartea pilotului, a avut loc la începutul săptămânii în timpul atacului aerian masiv al Rusiei. Atunci, vă amintesc, Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone și rachete. Armata ucraineană a ridicat de la sol atunci primele avioane F-16 pe care le are în dotare. Dar a pierdut unul dintre ele. Anchetatorii vor să afle dacă la mijloc a fost inclusiv o eroare umană, dar au exclus că aparatul de zbor ar fi fost doborât de ruși. Chiar dacă propagandiștii lui Putin exact asta susțin. De altfel, Ucraina continuă să avanseze timid în regiunea Kursk, la fel și soldații Moscovei care au reușit să-i alunge pe cei din armata Kievului din unele zone. Au fost create noi unități voluntare de apărare, iar experții occidentali cred că asta face parte din strategia Kremlinului de a evita redistribuirea unităților de experiență. Vorbim de soldați care luptă pe frontul din Ucraina și al căror trimitere în Kursk ar însemna o încetinire a ritmului operațiunilor de pe frontul principal. За добу наші війська на кримих напрямках просунулись до 2 кілометрів. În desfășurare de 3 săptămâni, operațiunile din Kursk sunt doar o parte a planului Ucrainei de a forța Rusia să facă pace. Kievul insistă că această ocupație este temporară pentru a crea o zonă tampon care să protejeze țara de atacurile peste graniță. We are not ready to change our territories and we can't do it to change our territories on any negotiations. Ucrainenii controlează acum 1300 de kilometri pătrați și 100 de localități și au capturat peste 600 de soldați ruși. Iar civilii din Kursk trăiesc un șoc pentru că nu și-au imaginat niciodată că războiul purtat de Moscova în Ucraina va ricoșa în viața lor. Конечно, неожиданно переменилось она, как во сне, знаете. То есть бывает так, что ловишь даже себя на мысли. Apare inevitabil întrebarea ce măsuri va lua Vladimir Putin, dar liderul de la Kremlin nu are momentan un răspuns. Putem fi siguri că Putin va organiza o contraofensivă pentru a încerca să revendice acel teritoriu. Cred că așteptările noastre sunt că aceasta va fi o luptă dificilă pentru ruși, crede directorul adjunct CIA. Analiștii militari cred că Vladimir Putin ar trebui să arunce în luptă doar în Kursk cel puțin 50.000 de militari, numai că aceștia vor avea de înfruntat soldații ucraineni de elită. În paralel, Volodymyr Zelensky vrea undă verde pentru a lovi cu rachete americane ținte strategice din interiorul Rusiei. Liderul de la Kremlin spune că va prezenta planul luna viitoare. Am pregătit. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів. Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані, або ні. Ну, це шантаж. Це Запад, по-русски говоря, наривається. Дуже важливо розуміти, що у нас є своя доктрина, в тому числі доктрина використання ядерного оружия.
который, кстати, сейчас уточняется. Așadar, discutăm despre ce se întâmplă acum în Ucraina, dar și despre informația momentului cu invitatul momentului aici, în platoul Digi24. Este vorba despre domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună seara! Bună seara! Domnule Mateiu, unul dintre puținele avioane tip F-16 pe care le au ucrainenii ar fi fost doborât chiar de către apărarea lor. E un scenariu probabil, posibil? Este posibil. S-a întâmplat. S-a întâmplat și la rus, s-a întâmplat și în alte situații. Avionul are la bord un sistem ICF, identificare prieten sau dușman, friend and foe. Și trebuie făcută deconflictizarea cu apărarea anteriană. În situația în care apărarea anteriană nu are sisteme ICF sau nu se realizează sincronizarea, este posibil ca aceasta să-l dea jos. Domnule Mateiu, informația vine în contextul în care Zelenski a cerut permisiunea ca avioanele F-16 să fie folosite pentru a lovi ținte de pe teritoriul Federației Ruse. Ne întrebăm, în logica războiului, cum este această informație? Zelenski și Kievul vrea, în general, ca orice tip de armament pe care îl primește din vest să poată lovi cu el Rusia. Cred că F-16 ar fi important, mai ales cu acele rachete de croazieră GISSM, despre care se spune că America le-ar avea în discuție să le transfere către Ucraina, ar fi un element prin care, într-adevăr, ar putea să lovească în adâncimea Rusiei. Iar asta este dorința Kievului, pentru că ar realiza un element de egalitate strategică. Numai că, în opinia mea, Washingtonul nu va ceda. Domnule Mateiu, informația momentului astăzi este că avem un proiect care ne va permite să trimitem în Ucraina sistemul Patriot, după ce Zelenski a criticat întârzierea cu care se mișcă țările care au promis aceste sisteme tip Patriot, inclusiv România. Ucrainii au dreptatea lor, așa a afirmat Kuleba, faptul că la ei timpul se măsoară în vieți. Oameni morți, în vieți. Dar, pe de altă parte, da, am văzut o reacție la noi, cel puțin vorbim de noi acum, există acel proiect de lege care va fi înaintat și se va depăși o barieră, probabil privită de Kiev ca fiind birocratică. Dar legea e lege și trebuie urmat traseul. Ce înseamnă un nou sistem Patriot pentru Ucraina în condițiile actuale? Orice sistem de apărare anteriană, în primul rând, Patriot înseamnă orașe mai multe apărate, sisteme energetice mai multe apărate și sisteme anteriene care pot fi trimise aproape în linia frontului pentru a-i descuraja pe rus să folosească acele, mai ales Su-34 cu glide bombe. Credeți că pot trimite aceste sisteme inclusiv în zonele pe care le dețin sub control acum? Vă referiți la cele pe care ucrainii le dețin în Rusia? Absolut, trebuie să-și apere trupele de acolo și nu știu în ce măsură au trimis. Oricum, în prima fază, au reușit să-i oprească pe ruși, în sensul în care rușii au folosit aviația, dar nu au reușit să afecteze ofensiva ucraineană în general. Nici ofensiva ucraineană în regiunea Kursk nu mai continuă, deja există o rezistență, dar oricum anumite obiective au fost atinse, nu și cel de transfer al trupelor. Domnule Mateiu, în contextul luptelor din Ucraina, revine în atenție România. I-am întrebat și pe telespectatorii Digi24 ce poate pregăti Putin, pentru că vocea sa, Maria Zaharova, știm, este supranumită în fel și chip de către presa occidentală, spune că ar urma un răspuns la scară globală, probleme la scară globală, inclusiv pentru România. Ce înseamnă acest lucru? Zaharova trebuie văzută, într-adevăr, amenințările sunt amenințări, dar cu acest răspuns la scară globală pentru, în contextul în care președintele României a avut o declarație politică bazată pe realități istorice, este deplasat. Dar oricum trebuie să privim atenți. În general, România a fost atentă să fie în acel grup al prietenilor Ucrainei, NATO, Uniunea Europeană, dar fără să se evidențieze. Mai mult pragmatic, concret, cum și ne-a lăudat Podoleac de curând. Dar România are probleme mari cu Rusia, independent de Ucraina. Mă refer la Republica Moldova și cred că Moscova este deranjată, în primul rând, de acest lucru, referendumul care va fi în Republica Moldova, vizita pe care o să aibă președintele nostru și s-au legat de această declarație, cât se poate de corectă. Da, până la urmă am avut două regimuri criminale, cel nazist și cel comunist, care au început al doilea război mondial când naziștii au invadat Polonia și din cealaltă parte a venit Uniunea Sovietică, dar știm, Kremlinul ia ceea ce vrea să uite ideea asta și vine în 41, uite ce a făcut în 1939 și 1940, ultimatul.
Domnule Sandu Valeriu Matei, aș propune cu amabilitatea dumneavoastră să ne întoarcem puțin la situația de pe front, pentru că rușii avansează puternic în sudul Ucrainei. Am văzut, ucrainenii au reușit să obțină controlul la numai puțin de 100 de localități în Kursk. În schimb, pe frontul din sud, aici, vedem că există probleme majore. Săptămâna aceasta, cel puțin, forțele ruse au anunțat că au cucerit cel puțin 3 localități. Dintr-un început, asta a fost marea problemă a ofensivei pe care au început-o ucrainienii în Kursk. Întrebarea a fost: dacă nu se reușește la nivel operativ strategic să-i forțăm pe Rusia trupe de aici și să le ducă acolo, adică această presiune de pe frontul din Donetsk să înceteze, atunci de ce am făcut-o? Și această întrebare rămâne. Rușii, da, au luat trupe din mai multe părți, au trimis și militari de termen acolo în Kursk, dar de aici, de pe direcția Avdiivka-Pokrovsk, nu au luat. Și acest atac este consistent în sensul în care, indiferent ce fac ucrainienii, sunt obligați să se retragă. Da, rușii au pierderi, de obicei au pierderi, dar au masa și au, în clipa de față, păstrează acel având momentum. Și cred că deja pun în pericol Pokrovsku, iar odată ajunge acolo, este un nod important de comunicație Pokrovsku și pot dezvolta ori o ofensivă spre Crematorsk. Dacă, domnule Mateiu, este cucerit orașul Pokrovsk, da, înseamnă că rușii au cale liberă mai departe? Își pot dezvolta, au multitudine de opțiuni operaționale, își pot dezvolta ofensiva spre Constantinovka. Deja vedem că și de la Toresk avansează, deja sunt lupte în Toresk. Da. Dar vedem deja că Bahmutul și Chasiviarul, unde ucrainienii țin frontul, rămâne undeva la est. Și pot dezvolta ofensiva spre, miza în final este aici, Crematorsk, Sloviansk și cele două orașe pe care le doresc. Anul 2024, ne gândeam că poate a fi un an al negocierilor din prisma teritoriului pe care îl dețin ucrainenii în Rusia și a ceea ce se întâmplă aici în Ucraina? Sunt mulți factori în discuție și cred că în final, dacă vor exista negocieri, vor să apară în momentul în care una dintre părți consideră că nu mai poate continua. Greu văd o Moscovă să înceapă acest lucru doar pentru că ucrainenii au intrat la Kursk. Mai degrabă venirea președintelui Trump, o situație în care iar fi avantajată Rusia, o văd deschisă, să spun așa. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, vă mulțumim tare mult pentru prezență și pentru analiză ca de fiecare dată. Putin merge săptămâna viitoare în Mongolia, țară care recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale și care teoretic ar putea pune în aplicare mandatul de arestare. Nu avem niciun motiv de îngrijorare, a transmis Kremlinul astăzi. Avem un dialog politic excelent cu partenerii mongoli. Despre ce este vorba mai exact, vă spun în doar câteva clipe aici live când revenim. Din nou în direct, doamnelor, domnilor, urșii cercetori de pe Transfăgărășan au ajuns să își caute singuri mâncare în mașinile care opresc lângă ei. Sunt obișnuiți ca oamenii să-i hrănească. Recent, colegul nostru de la DGFM, Nono Semen, a trecut printr-un incident periculos. Animalul a încercat să intre pe geamul mașinii sale. Ministrul Mediului, de altfel, promite că pe Transfăgărășan vor fi montate camere de supraveghere pentru a-i putea identifica pe toți cei care hrănesc animalele. Pentru cei prinși în flagrant, amenzile sunt de 1500 de lei, însă pot fi reduse până la 200 de lei dacă sunt plătite în termen de 48 de ore. Și trebuie să vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Sesem geamul din dreapta, unde nu era nimeni, pe la jumătate era deschis ca să intre aer proaspăt, aer de munte. La un moment dat, după o curbă, mașini oprite. O coloană, câteva mașini oprite și doi urși. Am oprit că nu aveam unde să plec mai departe. Când am pus mâna pe telefon, într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se vede în imagini, probabil, se observă, ursul face un salt și ajunge la mașină, prinde geamul cu dinții, din fericire nu s-a spart geamul. În momentul în care geamul s-a lăsat în jos, ursul a pătruns cu botul și cu labele în mașină, a lovit cu ambele labe scaunul din dreapta. Nu era un atac asupra mea ca persoană, era probabil un comportament pe care el l-a deprins. Ursul până la urmă a renunțat, dar m-am uitat în oglindă și alerga vreo 30-40 de metri, ne-a urmărit. Ceea ce se întâmplă pe Transfăgărășan e o rușine națională. În fiecare weekend și în fiecare săptămână, colegii de la Garda Forestieră și de la Jandarmerie amendează atunci când văd oameni care hrănesc
acești urși. Urmează să instalăm și camere de supraveghere video pentru a putea trimite aceste amenzi și acasă. Am terminat, am elaborat în această săptămână un ordin de ministru care să-mi permită relocarea acelor urși, care nu sunt, marea lor majoritate, nu sunt neapărat urși catalogați ca fiind periculoși, dar vedeți astfel de exemple care ne prezintă contrariu. Prima economie a Europei, Germania, riscă un adevărat cutremur politic la alegerile regionale de duminică. Partidele anti-europene și proruse au șanse să obțină un scor istoric în landurile din estul țării, adică fosta Germania comunistă. Extrema dreaptă stă foarte bine în sondaje, la fel și stânga radicală. În plan extern, o victorie categorică a extremiștilor și prorușilor ar fi un semnal foarte prost pentru Ucraina, dar o victorie aproape personală pentru Putin. Pentru că dictatorul de la Kremlin și-a petrecut prima parte a vieții sale de spion KGB în Dresda în anii 80 și a rămas cu o fascinație pentru Germania, de altfel un biograf l-a numit chiar neamțul de la Kremlin. Acesta este momentul în care candidata Alianței de Stânga din landul Turingia a fost stropită cu vopsea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar atacatorul a fost prins și evacuat imediat. Însă incidentul vine să agite și mai mult spiritele într-o campanie și așa tensionată. Man merkt, dass einige uns gar nicht haben wollen. Ich finde, das spricht sehr für uns. Potrivit publicației Politico, partide prietenoase cu Rusia din trei landuri germane, Brandenburg, Saxonia și Turingia, au mari șanse să câștige alegerile pentru parlamentele locale. Partidul pro-rus de extremă dreaptă AfD, Alternativa pentru Germania, are șanse bune să termine pe primul loc. Es lebe unsere Heimat Thüringen! Es lebe unser geliebtes deutsches Vaterland. Es lebe das wahre Europa. Ich danke euch. Ascensiunea extremiștilor îi îngrijorează pe unii politicieni, în timp ce alții spun că germanii sunt frustrați că nu se discută serios despre probleme reale de zi cu zi. Und ich sage deutlich, meine Gegnerschaft ist eine Normalisierung von Faschismus. Ja, für die Thüringer geht es darum, dass eben nicht mehr über Thüringen als ein Land geredet wird, was Probleme hat, sondern die müssen angepackt werden, nicht rechts, nicht links, sondern nach vorne. Das empfinden viele. Unterrichtsausfall spielt eine Rolle. Criza economică și problemele imigrației ilegale sunt vectorii pe care urcă extremiștii, iar incidente violente, cum sunt atacurile cu armă albă care implică imigranți, accentuează senzația de insecuritate a multor germani. Wir haben angekündigt, ich habe angekündigt, dass wir auch Straftäter nach Afghanistan. Heute ist das erfolgt und ist ein klares Zeichen, dass Straftaten begeht. Kann nicht darauf rechnen, dass wir ihn nicht abgeschoben kriegen, sondern wir werden Wege suchen, das zu tun, wie man in diesem Fall sieht. O victorie categorică a extremiștilor în Germania ar perturba și mai tare coaliția tripartită și așa slăbită care conduce Germania. Potrivit sondajelor, partidele prietenoase cu Moscova ar urma să câștige cel puțin 50% din voturi în alegerile din cele trei landuri. Iar în țară, pe măsură ce se apropie alegerile, partenerii din coaliția de guvernare își găsesc mai repede cuvintele grele pentru a comunica unii cu ceilalți. În loc de proiectele care să le facă românilor viața mai bună, e ziua și atacul între liderii PSD și PNL. Iar coaliția s-a propulsat în această săptămână și, bineînțeles, către această zonă a dezbaterii, unde au apărut meduze, urși și chiar scorpioni. Priviți! Meduzele n-au căieri și totuși se descurcă în viață de câteva miliarde de ani și pentru el e o veste bună, că poți și fără căieri. Nu-i ține nimeni la guvernare, îți duc acasă. Depinde cum se simte fiecare, dacă se simte meduză sau nu. Noi sigur nu suntem meduze, sigur suntem oameni raționali, oameni echilibrați și oameni care trecem peste interesele noastre personale sau de partid atunci când vorbim de România. Partidul Social Democrat a fost mereu responsabil. Noi întotdeauna am fost adultul din încăpere. Indiferent ce se va întâmpla, Partidul Național Liberal nu va dezerta de la guvernare. Acum, cum au arătat lucrurile și făcând o comparație totuși între o guvernare exclusiv de dreapta, din punctul meu de vedere,
în viitor eu nu văd altă coaliție de guvernare decât cu Partidul Național Liberal. Noi vedem și altă formă de cu partide pro-europene. Noi vedem o alianță de dreapta fără nicio problemă. Acum la televizor mai spune și noi. Fiecare, cum ne spun consultanții. Și vorbim cu invitatul momentului în platoul live aici la Digi24. Este vorba despre domnul Vasile Dâncu, vicepreședinte al Partidului Social Democrat, proaspăt eurodeputat ales. Bună seara, domnule Dâncu, vă mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara. O precampanie începută cu cuțite, dacă îmi permiteți, între partenerii de coaliție, atacuri înainte de congres, după congres și mai ales în timpul congresului. Practic, suntem într-un an electoral continuu și faptul că avem o alianță stânga-dreapta care este la guvernare în acest moment și care asigură stabilitatea României aduce pentru fiecare dintre cele două partide aflate în alianță un mic dezavantaj, acela că nu își poate atinge maximum potențial în ceea ce privește a crea o emoție negativă, probabil. A încerca să te diferențiezi de ceilalți, să te distanțezi foarte mult de ceilalți actori, să arăți că tu ești actorul principal. Asta este o problemă și pentru colegii noștri liberali care încearcă mereu să spună este o alianță contra naturii, că să găsească tot felul de metafore uneori deranjante pentru socialdemocrați, pentru noi, pentru că am lucrat destul de bine în această alianță și am sprijinit foarte mult pe ei în această chestiune. Deci a început campania, pur și simplu, și vor fi, evident, că și atacuri. Cred însă că nu se va ajunge la ruperea alianței, pentru că asta cred că era întrebarea care ar fi urmat din partea dumneavoastră. Sunt unii lideri ai PNL care invocă inclusiv ieșirea PNL de la guvernare. Întotdeauna liberalii au venit cu două voci și întotdeauna au încercat să se poziționeze public atât împreună cu noi cât și în afară. Au căutat să-și creeze un fel de falsă alternativă în interior. Acum, bineînțeles că există probabil și chiar o tendință reală, nu una doar așa de factură comunicațională, pentru că în acest moment, în majoritatea sondajelor, liderul Partidului Național Liberal nu performează foarte bine în sondaje și probabil că există și acolo o mișcare în interior care ar căuta o soluție alternativă, probabil, la Nicolae Ciucă, deși liberalii au avut în ultimii ani 20 de ani aproape de cu președinte. Au condus, chiar dacă au avut 18-19%, au fost la guvernare, au avut foarte mulți premieri, deci ei au ieșit foarte bine din ultimele alegeri și din modalitățile de a guverna România până acum. Spuneți că este un discurs politic. Domnule Dâncu, propun să ascultăm și o declarație a premierului în acest sens. Acum la televizor mai spune și noi. Fiecare, cum ne spun consultanții. A fost o chestiune de sinceritate. Marcel Ciolacu are de foarte multe ori momente de maximă onestitate în politică, care nu se practică întotdeauna, dar a fost foarte onest. Într-adevăr, cam asta este. Dacă mă gândeam înainte de a intra în emisiune, că jurnaliștii cei mai informați din România, jurnaliștii de politică, care au și surse, după experiența mea de vreo 25 de ani de politică, înțeleg cu adevărat, știu în fiecare moment ce se întâmplă în politică sub 50%, pentru că există un black box, există o cutie neagră a politicii, da, în care lucrurile au dinamica proprie și nu ies în afară. Aici ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că, într-adevăr, în coaliție, de exemplu, lucrurile, am fost la majoritatea ședințelor de coaliție în ultimii ani, 2-3 ani, 4 ani, și vreau să spun că acolo lucrurile mergeau foarte bine. Când ieșeau afară colegii noștri din coaliție, începeau mici șicane, discursuri un pic de opoziție, dar... Aici voiam să ajungem, domnule Dâncu, cum să se raporteze românii la cursa pentru prezidențiale când văd doi lideri care până mai ieri erau Nicu și Marcel, celebrul cuplu de guvernare, dacă vreți, și o prietenie aceasta antologică, și astăzi asistăm la atacuri la baionetă între cei doi lideri. Acum, românii au și experiență. Nu afectează încrederea politică. Cei doi lideri? Afectează încrederea în combinația lor. Afectează probabil încrederea în faptul că au o guvernare comună și în ceea ce fac împreună. Acesta este pericolul, după părerea mea. Pentru că altfel, românii vor alege după simpatie, după emoție, după apartenența ideologică. Asta este mai rară în politică în ultima vreme. Dar după cum îi percep ei pe oameni. Pentru că, până la urmă, combinația
care trebuie să aleagă românii la alegerile prezidențiale este una între partid și om. De foarte multe ori oamenii aleg omul înaintea partidului. Asta ne spun și în sondaje, când întrebăm ce este mai important, apartenența politică sau omul. Deci oamenii vor alege până la urmă. Sigur că afectează o asemenea polemică și mai ales dacă polemica va depăși aceste glumițe. Acum suntem la nivelul de vacanță când politicienii spun lucruri trăznite, cum am văzut un titlu la dumneavoastră la televizor înainte. Și într-adevăr în vacanță politica este mai lejeră. Dar modul în care este condusă România, credibilitatea din această toamnă a guvernării, când poate vom trece și prin, nu numai prin alegeri, dar vom trece și prin mici crize, că vedem crize la nivel european, acolo poate să fie problema dacă vom depăși liniile roșii. Cred că se va putea menține o stabilitate și în ceea ce privește comunicarea noastră, o civilizație, pentru că... Adică va fi o campanie pentru cotroceni fără dezbateri? În mod normal ar trebui să fie dezbateri. Vor fi dezbateri între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă? Acum, din păcate, noi în ultimii ani n-am mai avut dezbateri prezidențiale adevărate și asta este din nefericire, pentru că am văzut, au fost numai dezbateri simbolice, așa, câte două, trei, la Ponta, Iohannis, apoi Iohannis, Dăncilă, cred că nici n-a fost. Au fost nu au fost dezbateri atunci. Nu au fost dezbatere. Ar trebui să fie dezbateri. Și ei, eu mi-ar place să... particip ca spectator sau ca și consultant, să zicem așa, la o dezbatere între Nicu și Marcel, pentru că... Îi sfătuiți domnului Ciolacu să îl sfătuiți pe domnul Ciolacu să iasă la dezbatere cu domnul... Dacă m-ar întreba, i-aș spune să meargă în relație cu... la o dezbatere cu Nicolae Ciucă și cine ar primul lucru l-aș întreba... Câștigă Marcel Ciolacu, asta sunt sigur, dar nu asta este important. L-aș întreba pe domnul Ciucă ce ar fi făcut diferit în timpul guvernării lui Ciolacu. Pentru că a fost și el premier. Au condus cu aceleași echipe, au condus în aceleași condiții. Are vreo variantă diferită? Are o alternativă? Ceva n-a făcut bine social-democrația și ar fi făcut el mai bine? Aici lucrurile sunt extrem de interesante pentru că vorbim despre o coaliție de guvernare care pare că vorbește pe voci total diferite în ultima perioadă. Voci diferite atât din partea PSD cât și din partea PNL. Ultima problemă este cea legată de pensii. Acum se vorbește în spațiul public de un nou proiect care se treacă prin Parlament, care să reducă de numărul celor afectați. Și în acest context, n-am cum să nu vă întreb, domnule Dâncu, afectează modul în care s-a făcut recalcularea pensiilor candidatura domnului Ciolacu? Depinde ce se întâmplă cu, până la urmă cu asta. Oamenii au înțeles în ultima vreme că... Este un scandal prezent în agenda publică de două săptămâni. Este. În această, pentru că era un risc pe care și l-a asumat Marcel Ciolacu, acela de a merge mai departe cu proiectul acesta, știind că este foarte dificil. Știind următorul lucru, că dacă 1% dintre oameni sunt nemulțumiți, aceștia pot să distrugă imaginea întregului proiect, pentru că așa se întâmplă, pentru că cei mulțumiți nu vor merge în piața publică să manifeste. Nu se vor duce la televizor să mulțumească, ci cei nemulțumiți, în mod firesc, vor face scandal. Eu cred că există resurse pentru ca să se corecteze acolo unde s-a... Nu este nicio... Întotdeauna se întâmplă lucrurile. Afectează în România. Imaginea Partidului Social Democrat acest scandal? Ar putea afecta, dacă nu se fac niște corecții serioase în ceea ce vrește, am înțeles, pensiile celor cu handicap, care au și muncit în același timp, a celor cu grupe speciale, dar am înțeles că există deja soluții. Și cine decontează, domnule Dâncu, În mod normal, decontează guvernarea. Dar ar trebui să plătească cineva politic? Statistic, contează foarte mult acest lucru. Cei care, dacă 80% sunt mulțumiți și le-au crescut pensiile, până la urmă vom fi într-un echilibru și nu vom modifica votul aceste mici scandaluri de comunicare sau, mă rog, de strategie. Adică un vot care va duce PSD în turul 2? PSD va fi oricum în turul 2. Cu cine, domnule? Asta nu este o problemă. Asta vom vedea ceilalți candidați, pentru că încă nu avem sigură candidatura lui Mircea Joană, de exemplu, chiar dacă în sondaje este performant. Vedem pe Nicolae Ciucă, care este în spate, dar pe de altă parte are un partid puternic, a ajuns într-o administrație cu peste 1000 de primari, cu foarte mulți primari, și asta partidele mobilizează. Partidele pot să schimbe un pic ierarhia inițială din sondaje. Vedeți o finală Ciolacu-Joană? Nu-mi dau seama. Nu l-am văzut încă pe candidatul Mircea Joană lansat oficial. În sondaje, Mircea Joană are o... Erați lângă Mircea Joană în 2009 când a câștigat. Ipotetic. În 2009 eram plecat din partid, mi-am dat demisia în 2008, dar știu bine situația pentru că am făcut sondaje și în acea perioadă. Mircea Joană
Sigur că este un alt personaj acum, nu mai este personajul de atunci, este pe de altă parte independent acum, sau cel puțin până în această situație, este perceput ca fiind un om de stânga și ar fi interesantă până la urmă finală între doi oameni de stânga, pentru că mai nou toată lumea vorbește despre dreapta care câștigă întotdeauna în turul 2, lucru care eu știu că nu este adevărat. Adică spuneți că Nicolae Ciucă nu are șanse să intre în turul 2? Eu cred că împotriva sondajelor din acest moment care ne spun că, și e adevărat, sunt adevărate, fotografii care ne arată că Nicolae Ciucă este pe locul 4 sau 5, eu cred că partidul, dacă se mobilizează, îl poate împinge pe Nicolae Ciucă în turul 2. În ultimul sondaj apărut la comanda USR Cei Drept, Nicolae Ciucă era pe locul 6. Sigur că sunt sondaje care beneficiază de anumite contexte, contexte diferite, unde dacă pui un singur element de emoție, dacă întrebi la începutul unui chestionar despre o situație, de exemplu despre situația pensionarilor din acest moment, da, dintr-o dată se schimbă toate rezultatele, pentru că oamenii sunt emoționali și răspund emoțional. O să știm foarte bine după ce începe campania și după ce sunt toți candidații puși la start, în linie, și după ce vom face studii mai aprofundate, pentru că n-ajunge un singur sondaj, trebuie să faci și focus grupuri ca să calibrezi, de fapt, mesajele pe care le testezi. Și așa mai departe, se văd influențele după aceea reciproce între candidați. Cum gândesc oamenii votul util, de exemplu, pentru că oamenii câteodată vor să gândească la echilibru. Ce nu le dăm vot la același, ca să nu fie mare diferența. În alte situații este celălalt efect pe care încearcă să-l speculeze cei care își comandă sondaje ca să, în care să fie pe primul loc, în care oamenii se gândesc să nu-și irosească votul și atunci să le dea celui care știu ei că vor câștiga, da, va câștiga, chiar dacă nu sunt alături de acel candidat înainte. Situația va fi foarte complicată și va fi o competiție interesantă în această toamnă, dar deocamdată nu avem toate datele. Cred că după 1 octombrie vom ști deja cine sunt competitorii care se bat pentru turul 2. Domnule Dâncu, în perspectiva atacurilor publice pe care le-am văzut între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, ne gândim la ce urmează după alegeri. Rareș Bogdan declara aici la Digi24, în emisiunea moderată de către Cosmin Prilipceanu, că iau în calcul varianta unei alianțe de dreapta. PSD cu cine ar putea să facă alianță? PSD ar putea să facă o alianță care să ducă mai departe alianța de acum cu Partidul Național Liberal, indiferent de ce spun liberalii în acest moment, pentru că dacă s-ar uita și-ar face un pic de aritmetică, nu trebuie matematică superioară, și-ar da seama că vreo 20% cât ar putea să facă liberalii la alegeri și cu cât a făcut USR ultima oară, 8% cu toată coaliția, hai să zicem 10%, să facă ajung până la vreo 30% sub scorul Partidului Social Democrat. Așa încât nu cred că e foarte simplu să-și facă o coaliție de dreapta pro-europeană, cum am auzit că vor să facă. Nu s-a pierdut, după părerea mea, dincolo de scandaluri care pot să apară în campanie, nu a dispărut încă proiectul unei coaliții care să continue și după alegeri. Domnule Dâncu, propun să ascultăm ce a declarat mai exact Rareș Bogdan și revenim la discuție. Doamna Lasconi ce face? Încearcă să facă o mutare, dânsa nu are o astfel de ancoră pe care să o folosească și atunci încearcă să mute creând un oarecare șah. Ca să joci șah, îți trebuie experiență. Doamnei Lasconi, cred că îi va sta foarte bine în dreapta domnului Ciucă în momentul în care va opri încercarea PSD de a pune mâna pe România Total. Prim vicepreședinte PNL, așadar, Nicolae Ciucă va opri încercarea PSD de a pune mâna pe România. Sigur, astea sunt discursuri ideologice, încearcă să reconstruiască dreapta care s-a fărâmițat total în ultima vreme și, după părerea mea, va fi foarte complicat. Mie, personal, mi-ar conveni să văd o bătălie stânga-dreapta cu adevărat, cu principii, cu valori, cu programe diferite. Deci, cred că n-ar fi un lucru rău pentru politică, ar înțelege și oamenii ceva din politică. Adică ne spuneți că discursul pe care le vedem acum este o parte din tehnica sofismelor, este o demagogie, de fapt? Este o formă, în propaganda politică, sigur că este licit, este legitim, da, să faci asta, o încercare de a crea ideea de forța dreptei, că dreapta are un potențial. Dar dreapta a condus 9 luni și a trebuit să venim noi de la stânga ca să reparăm un dezastru pe care l-au făcut după o guvernare. Acesta este discursul PSD-ului. Este discursul PSD-ului și dacă ne uităm pe datele cronologice cum s-a întâmplat cu guvernul, exact asta. Dar dacă ne uităm pe datele economice, domnule Dâncu, România nu stă bine deloc acum.
Păi nu stă bine acum, a stat mai bine România în, când era dreapta la putere și când avea premier de dreapta. N-a stat mai bine. Gaura din bugetul țării, domnule Dâncu, crește direct proporțional cu lunile anului. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat, putem să facem comparații statistice pe perioade cronologice de timp. Uitați-vă ce s-a întâmplat în perioadele când au condus cei de dreapta, ce s-a întâmplat în perioade de stânga în materie de creștere economică, de nivel de investiții și alte lucruri. Sigur că putem găsi acum statistici în care să spui că și în perioada, chiar împrumuturile care s-au făcut în perioada guvernului de dreapta au fost mult mai mari decât cele și dezechilibrul mai mare pentru balanța. Sunteți într-o coaliție, domnule Dincu, sunteți într-o coaliție cu premierii prin rotație, știm acest lucru, deci e o, cumva asumarea ambelor partide de ceea ce se întâmplă în România. Aș vrea să revin la partea anterioară a discuției. Cu cine ar putea totuși guverna PSD dacă PNL-ul nu își mai dorește o colaborare pe termen lung? Cu poporul român nu trebuie să avem neapărat un partener. Sigur că o să mă întrebați dacă nu putem să guvernăm cu aur. Nu o să putem guverna cu forțe care se opun Occidentului și occidentalizării. Asta este foarte complicat. Mihai Tudose a spus că inclusiv guvernarea cu aur este o variantă. Mihai Tudose a spus un lucru care a vrut să contrabalanceze faptul că Rareș Bogdan și ceilalți au zis că ei fac o coaliție de dreapta și că noi avem posibilități. Există varianta să câștigăm un scor foarte bun la următoarele alegeri, mai mare decât ne așteptăm acum în sondaje. Să nu uităm, în 2016 Partidul Social Democrat a făcut la parlamentare 46%. Deci și acum se poate întâmpla acest lucru, să avem un scor foarte bun, deci care să ne ajungă. Am putea să o facem și cu minoritățile și UDMR-ul. Deci se pot face, putem deci, să mergem cu un guvern. Luați în calcul inclusiv varianta unei guvernări fără PNL. Bineînțeles, acum nu o să ne rugăm de PNL să ne sprijine la o guvernare, în niciun caz asta. Dacă ei își doresc să facă alianțe cu dreapta, le dorim succes. Vom vedea însă la alegeri, pentru că scorul de la alegeri ne va spune exact fiecare cât trebuie să se întindă, inclusiv în discurs. Noi zic că vom avea un scor foarte bun la alegerile următoare și am putea și varianta unui guvern minoritar. Am avut în 2000 guvernul Năstase. Guvern de exemplu, minoritar în condițiile în care președintele ar fi social-democrat. În condițiile în care președintele va fi social-democrat. Ar fi social-democrat. Va fi, spun eu. Cred că va fi social-democrat. Și atunci am putea și un guvern minoritar să încercăm. Făcând un proiect care să permită adunarea forțelor responsabile ale țării în jurul unor obiective mari, se poate încerca și asta. În anul 2000-2001 am intrat cu guvernul Năstase ca guvern minoritar. Am fost sprijiniți de PNL atunci și după aceea s-a rupt foarte repede acel angajament al nostru și după aceea am condus 4 ani de zile ca un guvern care a dus România în NATO și a terminat negocierile în Uniunea Europeană. Deci excludeți în orice formă, în orice formulă o alianță cu un partid sau altul extremist pentru că nu știm ce ne rezervă alegerile din decembrie. Va fi foarte complicat. Nu cred că noi vom putea face acest lucru. Deși în România s-au manufacturat de multe ori alegeri, au fost trădări, au fost alegeri, da, soluții imorale care ne-au scos pe noi de la un moment dat de la guvernare, dacă vă aduceți aminte, în 2005, prin modul cum s-au mișcat partidele după alegeri pe scena politică. Nu excludem nimic, dar nici nu sacrificăm un proiect politic al nostru și o imagine, un brand european al Partidului Social Democrat, care a revenit să devină credibil în Uniunea Europeană, nu-l putem sacrifica numai pentru a face un guvern în orice condiții. Ar trebui să găsim un partener care să ne fie potrivit. Deci, inclusiv varianta unei alianțe cu un partid considerat extremist e pe masă? Nu e pe masă, după părerea mea, dacă va fi să discutăm foarte serios atunci. Sigur că acum noi putem spune că am putea să facem și aceste lucruri, dar așa, de dragul campaniei, cum a zis Marcel Ciolacu, de dragul faptului că nu poți să zici că, uite, n-avem nicio soluție, vom avea atunci soluții în afara unor soluții de genul acesta. Domnule Dâncu, îl avertizați dumneavoastră pe premierul în funcție de trădări. Cine va aștepta să-l trădeze pe Marcel Ciolacu?
A, nu, era vorba de trădări din interiorul partidului, pentru că în momentul acesta am văzut, n-am avut nici contracandidați, nimeni n-a vrut, toată lumea a fost alături de Marcel Ciolacu, l-am împins să meargă mai departe. Suntem, da. Am și avut o conducere colegială în ultimii 4 ani de zile în care n-am avut fricțiuni. Problema este una individuală, în sensul că te trezești atunci când candidezi, că se nasc alianțe împotriva ta, la care nu te aștepți, te atacă oameni care aparțin unor alte tabere, care până ieri erau prieteni. Era o chestiune de principiu. Încercam să îi transmit lui Marcel Ciolacu prin acel text al meu faptul că poți să fii normal și să-ți transmiți această imagine de normalitate într-o campanie electorală, dar este foarte important să încerci să rămâi până la final, pentru că toată lumea încearcă să te schimbe într-o asemenea competiție. Și dacă reușești să rămâi până la final și după ce ai câștigat un om normal, atunci asta este marea victorie. Și o victorie chiar împotriva politicii, ca să zic așa. Domnule Dâncu, apropo de schimbare, ați fost schimbat din funcție de președinte al Consiliului Național al PSD. Am schimbat, m-am candidat pentru funcția de vicepreședinte, nu m-a schimbat nimeni din funcția asta. M-am schimbat pentru că eu am candidat, am primit mandat, am candidat în echipă pentru funcția de vicepreședinte. Nu v-ați mai dorit să fiți președinte al Consiliului Național? Pentru afaceri europene, pentru că lucrez la Bruxelles. Consiliul Național este o funcție mai degrabă decorativă, este o funcție consultativă, nu este o funcție de putere în partid. Sigur că sună frumos președinte și ai senzația că se poate face, așa să zicem, confuzia între funcțiile. Dar președinte la Partidul Social Democrat și la orice partid este numai președintele Marcel Ciolacu. La noi este președintele Marcel Ciolacu. Ceilalți suntem vicepreședinți. Și sigur că sunt și alte funcții de factura asta. Avem nevoie la Bruxelles de această formă de legitimitate pentru a lucra pentru România la Bruxelles, de vicepreședinte pentru afaceri europene. Eu mi-am ales asta și asta a acceptat și Marcel Ciolacu să fie în echipa lui. Tot vorbim despre congres, mare absență, Gabriela Firea. Este o alegere personală. N-am vorbit cu Gabi Firea, eu am o relație foarte bună cu Dânsa. N-am vorbit de atunci, nu ne-am întâlnit, nu a fost. Nu știu, a fost, n-am văzut să fie o supărare care să o exprime la partid. Nu știu. Vă așteptați la tensiuni în interiorul partidului pe parcursul campaniei? Nu cred că am fi avut acum, când s-a ales noua echipă. Marcel Ciolacu a venit cu o nouă echipă, a adus mai mulți tineri. Dacă cineva ar fi avut ceva împotrivă, cu siguranță că ar fi reacționat. Gabi Firea, dacă ar fi fost împotrivă, a mai reacționat, pentru că este un om important al partidului, dar am văzut că acum nu a reacționat negativ la acest lucru. Chiar i-a dat mesaje de susținere, am văzut pe Facebook-ul lui Marcel Ciolacu. Domnule Dâncu, nu mai avem foarte mult timp. Propunerea României pentru postul de comisar european s-a făcut fără consultări cu președintele, înțelegem. Acum, după negocierile de la Bruxelles, premierul ia în calcul inclusiv varianta unei femei care să fie comisar european. Cine ar fi? În mod normal n-ar trebui să România să mai facă acest lucru în sensul ca obligativitate. Da. Pentru că noi am avut două mandate la rând, am avut femei, deci am îndeplinit această condiționalitate, deși de fiecare dată am avut în primul rând un bărbat propus, că așa s-a întâmplat în politica noastră și politica este, din păcate, mult prea masculinizată la noi în acest moment. Înțeleg că Victor Negrescu a fost propunerea principală, am discutat-o cu toții, este un om care este pregătit la Bruxelles, este cunoscut la Bruxelles, este vicepreședinte al Parlamentului în acest moment și aceasta este propunerea noastră, înțeleg. Am văzut pe surse, n-am discutat asta cu președintele partidului, că ar fi nevoie și de o propunere de femeie. Eu am văzut tot pe surse propunerea de Roxana Măzatu, care este o foarte... Ar putea fi propunerea aceasta trimisă către Bruxelles? Dacă îndeplinește aceste condiții, nu știu, asta o face guvernul și Marcel Ciolacu face această propunere. Dar dacă ar fi să mă întrebați despre Roxana Măzatu, vreau să spun că este un foarte bun specialist, este un social-democrat veritabil și un om cu foarte mare experiență în cele afaceri europene. Rareș Bogdan spunea că trebuie să consultați și pe ei, luați în calcul varianta unui comisar din partea PNL? Nu cred că se pune problema în acest moment. De consultat o să-i consultăm, cu siguranță că Marcel Ciolacu se consultă tot timpul cu Nicolae Ciucă. Dar poate nu s-a consultat cu Rareș.
Domnule Dâncu, către finalul discuției noastre, ca fost ministru al apărării, aș vrea să ne spuneți de această dată despre cererea lui Zelenski ca România să transfere mai repede sistemul Patriot în Ucraina. Eu cred că România, odată ce a acceptat propunerea americană și a fost poate și un proiect românesc, face tot ceea ce se poate în limitele legalității și nu se transferă foarte simplu un asemenea sistem. Cu siguranță că dacă România a hotărât, dacă CSAT-ul și România a hotărât transferul acestui sistem, o face cu maximă viteză, cu maximă celeritate, dar nu cred că ține de România, dacă este vreo întârziere, ci ține de birocrație, de toate, nu știu dacă toate elementele erau în România. Deci cred că sunt multe lucruri pe care nu le știm în acest moment. Ar trebui România să grăbească procesul? În mod normal, dacă tot am hotărât să facem acest lucru, este bine să-l facem tocmai și la timp, cum se spune în armată, pentru că atunci folosește. Eu nu cred că România atrage de timp. Eu cred că sunt alte cauze pentru care, să zicem, nu s-a ajuns la asta. Mi se pare că nici sistemele din altă parte nu au ajuns foarte repede, așa cum se aștepta președintele Zelenski. Nu înțelegem. Ucraina are nevoie în acest moment și probabil că orice zi întârziere pare că este mai lungă decât o zi, dar asta este și situația în sistemele acestea de apărare, ca să iei un sistem, să-l muți de la o țară la alta. Sunt elemente de codificare, elemente de secretizare care țin de modul cum a fost adaptat sistemul la sistemul de apărare a României, de exemplu. Cred că toate aceste lucruri trebuie refăcute din punct de vedere al secretului militar, a codurilor, a modului, sistemul de comunicații care este propriu pentru fiecare țară, pentru fiecare armată, are un sistem personalizat. Adică acestea sunt lucruri foarte complicate și nu se pot face așa cum ai lua, să zicem, niște rachete, le iei de aici, le urci pe tren și le duci la vecini. Vasile Dâncu, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat și eurodeputat, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, noi ne revedem în doar câteva clipe și vă spunem ce făcea actualul candidat democrat pentru Casa Albă în momentul în care a aflat că devine oficial candidat. Revenim în doar câteva clipe. Kamala Harris a dezvăluit cum a primit vestea că este noul candidat la funcția de președinte din partea democraților. Într-un interviu pentru CNN a spus că era cu familia, făcea clătite și prăjea bacon când a sunat telefonul. Era chiar Joe Biden care a anunțat-o că se retrage din cursă și că o susține să ia locul. Citez acum, mi-a spus ce s-a hotărât să facă și l-am întrebat, ești sigur? El a spus, da, și așa am aflat. A povestit Kamala Harris. Înainte ca Joe Biden să ia această decizie, președintele de 81 de ani al Americii era de săptămâni bune sub presiuni tot mai mari să renunțe, după dezbaterea cu Donald Trump, la care a părut extrem de fragil. Vicepreședintele Harris a reușit să revigoreze campania electorală și să stârnească entuziasmul alegătorilor. Un nou sondaj arată că îl conduce pe Trump cu 45% la 41% din intențiile de vot. Doamnelor, domnilor, de altfel aici ediția live din această vinere se apropie de sfârșit, dar alături de noi este Cristi Citre, care urmează să modereze ediția specială din această seară aici pe Digi24. Cristi, ai o pleiadă întreagă de invitați grei care vin să aducă răspunsuri la marile întrebări ale românilor. Te salut, Alex. Bună seara, doamnelor și domnilor. Așa este. Avem în primul rând o discuție cu istoricul, cu profesorul și istoricul Armand Goșu despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Deja de aproape o lună ucrainenii sunt pe teritoriul Rusiei, iar Moscova spumegă de furie. Astăzi, de exemplu, a atacat un loc de joacă din Harkov, a omorât un copil, a bombardat un loc de joacă. Amenință în continuare Occidentul cu
al treilea război mondial cu atacuri nucleare. De asemenea, invitatul meu va fi și ministrul afacerilor europene, Adrian Căciu, va fi aici în platoul Digi24. Vom vorbi în primul rând despre eforturile disperate ale guvernului de a acoperi gaura uriașă de la buget, ce ne va aștepta pe toți, în special de anul viitor, pentru că se preconizează taxe noi, impozite noi. Vedem și sperăm să aflăm cât mai multe răspunsuri. Cristi Citre, cu siguranță merită să te urmărim și mai ales să te urmească cei care sunt acum alături de noi. Așadar, în doar câteva clipe începe ediția specială moderată de Cristian Citre. Eu sunt Alexandru Rotaru, domnilor, și ca în fiecare seară dumneavoastră, în fiecare vineri seara ați fost aici live. Nu uitați, cele mai proaspete informații le găsiți pe site-ul nostru, digi24.ro. Rămâneți aici!